Un bărbat a sunat la numărul unic de urgență 112 și a anunțat o scurgere de gaze cu pericol de explozie. De urgență, mai multe echipaje de pompieri, printre care și o auto specială, o ambulanță și un echipaj de poliție s-au deplasat la Tomești, acolo unde ar fi avut loc scurgerea de gaze. Sosite la fața locului, forțele de salvare au constatat cu stupoare că nu există nicio scurgere de gaze care să pună în pericol vieți omenești, găsindu-l doar pe bărbatul care sunase la 112, aflat în stare avansată de ebrietate și care l-a explicat senin că de fapt a sunat pentru că ambulanța nu a venit la el atât de repede pe cât și-ar fi dorit. Bărbatul a fost amendat pentru că a apelat inutil la serviciul de urgență 112. Noi am dezlocat, nu asta e important, important e că trebuie să conștientizați faptul că alertând în mod nejustificat niște forțe de intervenție care mașină de descarcerare și stingere și după cum vedeți a venit și cu echipajul CPRN de urmă, având în vedere anunțul dumneavoastră, în momentul de față, dacă cineva chiar are nevoie, noi suntem blocați aici cu dumneavoastră. Vă credeți, dar nu vă gândiți la ceilalți. Păi, la urmă, dumneavoastră e luna.